Skin the color of bark. Clothes smelling like trees. Digging my earth from my roots and weeds. My truth bleeds right back in the arm. No scar, but I left my mark. My friend got clean, then no deed. Life is just that dark. Clothes smelling like trees. Digging my earth from my roots and weeds. My truth bleeds right back in the arm. No scar, but I left my mark. My friend got clean, then no deed. Life is just that dark. But life is just that bright, and when the sunset shines, I seen the graph he writes. I'm back tonight with a sack to light. In honor of the past, I write. I'm wide open with no glass of wine. Stuck in a barrel, I'll get better with time. While you measure how the pleasure declines, I'm stacking cheddar while the bread just rise. With my eyes and my ears glued here on my grind, Cuddy. Salutare, dragilor! Bine v-am găsit la un nou episod din Travlog. Astăzi suntem în Slovacia. Acum am descărcat și am reîncărcat la aceeași firmă și mi-a luat aproximativ vreo 5 ore. Oamenii se mișcă aici extrem de încet, fără niciun stres, frate, și pur și simplu am înnebunit. Deci de când am venit am înnebunit total. Astăzi o să facem vlogul cu telefonul, deoarece am uitat camera acasă, cardul de fapt de la camera, am luat camera, dar nu la cardul, pentru că am plecat pe grab azi dimineață. Și o să încercăm să facem un vlog cu telefonul, să vedem cam cum iasă. Vouă vi se pare că mă uit în altă parte, deoarece eu mă uit la mine în ecran și nu mă uit la acolo la cameră unde ar trebui. Așa, în fine. Astăzi o să discutăm niște chestii destul de faine, ce mi s-a întâmplat mie. O să vă arăt puțin cum arată Slovacia, cum arată Bratislava, pentru că o să trecem prin Bratislava, chiar prin centru. Și e foarte șmecher pe acolo, frate, sincer, mi-a plăcut la nebunie. Singura problemă, să zic așa, ar fi vremea rea, dar în rest e super ok. Acum hai să vă arăt aici unde am, unde am încărcat și am și descărcat, să vedeți cam ce am făcut și cum arată, frate, e deplorabil, sunt murdar, sincer, până la genunchi, sunt plin de noroi, plin de rugină, hanoracul nici nu mai zic cum arată, n-are niciun rost să vă arăt pentru că e foarte nașpa. Haideți să vă arăt ce e aici. Bun, deci aici am descărcat eu, văd că oamenii aici pleacă acasă, e ceva firmă, cum să zic, prelucrează metale, adică nu înțeleg cum le prelucrează, practic eu am dus niște materie primă, ei le-au șlefuit puțin și mi le-au pus înapoi în mașină, așa că na, nu știu cum se învârt chestiile astea pe aici. Are ăsta loc să treacă? Dacă nu, ne dăm mai în spate. Are loc să treacă prin fața mea. Prin front of me a trecut. Bun, hai să ne continuăm drumul către Slovacia și să ne apucăm, către Austria, de fapt, și să ne apucăm de povestit. Gata, dragilor, am reușit să plecăm de acolo, într-un final. Mi-au dat și mie actele după 4 ore, timp în care au și descărcat și au și încărcat camionul. A trecut destul de mult, am stat mult la... la asta, la firma asta de căcat, poate să zic așa, că era numai căcat în jurul meu pe acolo. Și acum mă îndrept și eu către casă, e vineri, trebuia în mod normal la ora asta să termin cu totul, pentru că am ajuns la 11 deja aici, am presupus că pe la 12, 1 și 1 maxim, 12 jumate, 1, trebuia să fiu gata. Dar nu am fost, am sunat și pe colegul, i-am zis că întârzi, zic, na, asta este. O chestie interesantă ce am văzut aici în Slovacia, e că există un indicator cu camioane, pentru camioane, unde arată că este interzis să mergi pe prima bandă și respectiv a treia. Așadar, poți să mergi doar pe mijloc. Așa că eu acum merg doar pe mijloc. Așa, o să pun camera aici și sper că reușesc să mai prind încă un indicator din ăla. Văd și poliția acolo. Aici cam plouă. Uite, polițeiul a oprit pe băiatul cu remorca. Policia se numește aici în Slovacia sau ceva de genul. Dacă pică televizorul ăsta de aici. Dacă ați văzut sau na, dacă ați văzut ultimul drag vlog, am zis că trebuie să plătesc 50 de euro cauțiune să intru în țara asta și o primesc înapoi când ies. E bine, acea cauțiune o plătești pentru un aparat. Și anume acest aparat. Deci aparatul ăsta de aici, ăsta este tulcoletul pentru autostradă. Deci ăsta practic plătește autostrada și așa poți tu să mergi mai departe. Trebuie să plătești 50 de euro cauțiune, bani, în caz că îl distrugi.
Deci dacă îl distrugi, nu mai primești bănuții înapoi. Eu sincer am cam dat o leacă cu el de pământ, că nu prea stă la locul lui vere și tot cade. Și nu s-a spart încă. Dar sper să mai țină. Na, și acum mergem, o să intrăm în Bratislava. Suntem deja în Bratislava, suntem pe podul ăsta care m-a nebunit cu zeci de mii de reclame. Sincer, nu mai știam pe unde să mă uit, în ce direcție să mă uit, că sunt felinarele astea așa, așa mă, cum să zic, m-au bulversat așa un pic. Dar am scos eu la capăt până la urmă. Am ajuns aici la firma asta. Băi, și nu găseam firma, frate. Vai de capul meu. Deci, e o singură stradă cu același număr, deci și la numărul ăla sunt, cred că, peste 20 de firme. Deci m-am dus dintr-una într-alta, dintr-una într-alta, bă, nu găseam firma, niciunul nu știa unde dracu-i firma aia. Zic că firma, zic că na, dacă nu vorbesc slovaca lor, zic dracu să-i fută. Am văzut că zic și ei, da, și atâta tot, am zis și eu tot da, zic firma, da. Și apoi, într-un final, a venit ăla cu mașina după mine, frate, și m-a căutat el pe stradă și m-a găsit el cu mașina, mi-a văzut camionul. Și m-am ținut după el și m-a băgat înăuntru. Dar n-am putut să filmez acolo. M-a băgat undeva în spate, vere, rău de tot, pe după firmele alea. Deci le era la mama dracu firma. Zic, pune dracu că nu o găseam eu pe asta. Nici dacă meream pe jos în tot orășirea, la tot nu o găseam. Niciun nume, nimic nu are firma aia, absolut nimic. Uite că am mai prins încă o dată indicatorul. Deci, dacă vedeți, și pe stânga și pe dreapta, indicator, camioane interzis pe stânga și dreapta, doar în mijloc. Deci trebuie să merg doar pe mijloc cu camionul, pentru că e interzis să merg pe laterale. Nu știu care-i chestia, sincer, nici n-am mai văzut benzi de genul ăsta. Dacă vedeți, cu linie de asta așa foarte, foarte mult punctată și să mergi pe acolo. Eu le-am văzut astea doar la ieșire sau la intrare pe autobandă de cele mai multe ori. Dar în schimb așa văd că ăștia au banda lor. Nu știu de ce, dar na, aia e. Na. Asta-i Bratislava. Din câte am înțeles, în Bratislava totul este ieftin. Adică totul. În Slovacia, în principiu, este mult mai ieftin decât în restul Europei. Nu știu dacă ați văzut careva filmul acela Eurotrip. E bine, filmul ăla, copilașii ăia cu $1 și 80 de cenți și-au cumpărat tot ce vroiau ei. Bine, asta era doar o parodie la situația actuală din țara asta, pentru că na, totul e ieftin, economia este extrem de scăzută. Dar, având în vedere că economia este foarte scăzută, uitați ce autostrăzi au, frate. Deci, noi românii, că suntem mult mai bine puși pe picioare decât alții, nu avem autostrăzi cum au slovacii, cum au ungurii, slovenii și așa mai departe. Nu avem, frate, pentru că nu se face și asta este. Aici e un hop mare, hop, așa. Mă mir că nu cade trepiedul cu telefonul de acolo, dar văd că stă bine. Na, aici, zona asta, am vrut să vă arăt și vouă, pentru că, sincer, e foarte șmecher. Uite ce frumos arată. Opa, că s-a făcut aglomerație. Să mă înșet. Punem frână. Și suntem pe un pod. Suntem un pod și în jurul nostru este Bratislava. Deci practic acum suntem așa o puțin pe lângă și apoi intrăm în centru. E fain că e plin de benzi și pe deasupra și pe dedesubt. Noi suntem sus de tot acum, văd că. Nu știu dacă se vede pe acolo, prin gaura aia, mai este un drum. Este jos acolo, dar se vede o leacă. Și avem în jur toate nebuniile. Oricum, foarte, foarte faină Bratislava, îmi place foarte mult. Iată-ne, am ajuns și în vamă. Asta e vama cu Bratislava. Bratislava Jarovice. Bun, aici undeva trebuie să ne oprim într-o parcare, pentru că trebuie să merg la un birou ca să dau aparatul ăsta. Uite aici. Point of sale, de acolo. Nu e nicio parcare. Hai că ne băgăm în față la băiatul ăsta. Asta ce e? Lituania. Are remorcă de Lituania și cap tractor de Polonia. Ok. Uite aici, asta e chestia asta cu Mito. Și aici o să înmânăm aparatul și ne luăm banii înapoi.
Gata, ne-am pus în mișcare. Am luat bănuții și îi dăm talpa acum. Mergem acasă să începem și noi weekendul așa cum se cuvine. Din păcate cam târziu, dar asta este ce să-i faci. Se mai întâmplă și de astea, mai ai și zile grele, să zic așa. Astăzi voi lucra peste 12 ore, dar na, ce să-i faci, cât să fân, încât să fân. Cred că aici ai limită de 50, lăsăm așa în șechișor să nu ne vadă polițeiul. Și apoi de aici, gata, am terminat cu televizorul ăla mare, ce l-aveam acolo pus. Numai bine. Uite, aici e plin de poliție, pentru că de ce nu? A, uite, e bufet acolo. A, de, vreau și eu să merg la bufet să mănânc. De ce? Uite, n-am știut. Vreau să merg și eu să mănânc. Mi-e foarte foame, frate. N-am mâncat astăzi decât două sandvișuri de alea micuțe. Adică de alea direct din Peco, știi? Labor chestie se numesc aici. Posibil mulți dintre voi știți despre ce vorbesc. Na, și n-am mâncat decât două de alea azi dimineață. Și atât, frate. În rest, nimic. Gata. De aici o luăm frumos pe la Viena. Și de la Viena acasă. Dă, Doamne ajută să nu mai ajung în viața mea în Slovacia. Sper din tot sufletul să nu mai ajung aici, pentru că e foarte nasol, nu nasol, foarte nasol. Gata, dragilor. Am trecut și de vamă, am intrat în Austria. Acum sunt la Viena. Mai am cam 140 de kilometri, ceva de genul, și ajung și eu acasă. Deci cred că pe la ora 6 cam așa o să fiu acasă. Ce vreau să vă povestesc, ce mi s-a întâmplat mie astăzi acolo, zic că am ajuns într-un final acolo în orășelul ăla, la Ivanka, am fost în Slovacia, chiar la vreo 15 km de capitală, de Bratislava, și ajung acolo pe strada Nazdavra sau Nazdravnia sau ceva de genul 34, în fine. Bă, când ajung acolo, eu cu ochii după firmă, îți dai seama că căutam, mă uitam pe sus după anunțuri, după nu știu ce cu firma, să văd dacă găsesc cumva firma. Uite că s-a făcut întuneric, așa, am intrat în tunel. Mă duc în stânga, în dreapta, întreb, și acolo, și acolo, și acolo. Bă, niciunul nu știa vere unde e firma, deci făcea strada făcea la mine. Zic, ok, firma, voi firma, ziceam în germană. Deci nu știa unul unde e firma. M-am învârtit, cred că jumătate de oră pe acolo, și înainte, și înapoi, și în stânga, și în dreapta. Bă, nimic. Deci am zis că leșin acolo. La un moment dat mă trezesc cu o Skoda roșie după mine, jbang, vine ăla imediat. Colega, mi-am dat seama că e de la firmă, zic gata, mă țin după el. M-a luat după el. Deci intrase ăla pe acolo pe unde mi-a zis unul că aici e firma. Dar am intrat în firma aia, am ieșit din ea, am intrat într-o altă firmă și prin curte pe la firma aia am ajuns în firmă la el, unde trebuia eu să descarc și să și încarc. Băi, când am văzut, zic, vai de cap, mă, zic, băi, n-o găseam pe asta nici dacă făceam maraton de alergat pe aici și tot n-o găseam, că nu știam unde dracu să mă duc, în ce direcție să o mai iau. După ce m-am golit de nervi, că eram extrem de nervos, frate, de dracu cu firma ta, cu toți, n-ai pus-o dracu în groapa de gunoi. Ajung acolo, mormane de gunoi și în stânga și în dreapta. Eu aveam ceva metale încărcate și om avea firmă de șlefuire, de finisare a anumitor piese și de reciclare a hârtiei. Deci era acolo un noroi și o grămadă de mizerii și de gunoaie. Zic, ai de cam une dracu am ajuns. Într-o final bag acolo și zice că trebuie să aștept 20 de minute. Am vorbit el în engleză, că știa engleză băiatul. Trebuie să aștept 20 de minute să termine un alt camion și apoi vine și la mine. Zic, ok, 20 de minute, s-au făcut o oră lejer. Zic, da, asta este, frate, o durat. Până atunci am desfăcut remorca frumos, am dat chingile jos, ploua ca dracu, m-a făcut fleaș când încap până în picioare. Și zic, nu, acum hai, apucă de descărcat. Hai, că nu s-au apucat de descărcat, avere, au venit, au luat fiecare container în care erau fiarele alea, au început să se uite la fiecare, la numere,
ce serie are, ce tip de metal e, ce piesă, ce ai de... Eu mai las jumătate de oră să fac inventarul. După aia pleacă. O plecat, o mai venit un camion. L-a descărcat pe ăla, zic, păi, și pe mine? Aha, one moment, făcea la mine. Zic, ai de capul meu, zic, ajung, de seara ajung acasă. Și până la că cursa asta trebuia să termin la ora 2 și ora 4 acum, frate, îți dai seama. Eu am început programul la 5, imediat fac 13 ore de program, deci poate ajung în ăsta de 13, dacă nu, asta este, îl lungesc la 15 și asta este, ajung într-o final acasă. Dar după au venit, au început să mă descarce pe mine și îi zic că Slovacia, zic, e nașpa, rău de tot, e foarte rău, zic, nu găsești o firmă, nu găsești un nume și face el Welcome to Slovakia. Când am văzut când ce zice, zic, bă, mă bufni râs, să zic, îl înjur, să nu îl înjur, zic, zic, nici nu te mai înjur, că nu mai am nervi, nu mai are niciun rost. Zic, las-o așa. O pus-o descărca băiatul, nu știu ce, el era un fel de administrator, ceva manager acolo, știi? Am stat, mai stat la vorbă cu el, până a fost gata marfa pentru încărcat, nu știu ce. Și mi-a zis că are și români acolo care lucrează. Și l-am întrebat cam cum e plata, cum se plătește în Slovacia și așa mai departe. Deci oamenii aia lucrau pe brânci acolo, într-o mizerie de nedescris, și erau plătiți cu 4 euro pe oră. Deci 4 euro pe oră nu e puțin, e extrem de puțin pentru munca pe care o făceau ei acolo. Erau și doi români, doi țigănuși, să zic așa, erau foarte negri, acum nu vreau să fiu rasist sau ceva de genul, pentru că nu am nimic cu absolut nimeni. Dar, na, în fine, într-un final am reușit să încarc. La ora 2:47 am gătat tot. Și zice, ok, mă duc să fac hârtiile. Merge să facă hârtiile. Eu mai la jumătate de oră să fac hârtiile. Doamne, când am auzit, zic, fai. Zic, băi, ce fac, frate, ce fac. Într-un final o dat Domnul și bunul Dumnezeu că m-am urcat în mașină și am plecat, nu mai rezistam, deci eram cu nervii la pământ și acum mă doare capul, sunt foarte amețit de cap din cauza la toate chestiile astea. Că îți dai seama, nu știi drumul, nu știi firme, nu știi nimica, ajungi acolo și vezi că nici nu găsești firmă, nu găsești absolut, e nașpa rău de tot, nu ești în țara ta, nu ești în asta, e... sau nu, cum e Austria, că știu limba, știu unde să mă duc să întreb, unde și asta, e altfel, știi, decât când te duci într-o țară străină. Și la pe am zis că nu mai întrebe Slovacia cât o-i fi eu și o-i trăi, nu mai am nevoie. Nu mai, vă mai trimit în Slovacia? Du-te, vere, că nu îmi mai trebuie. Și apoi, na, după aia m-am pus pe drum și apoi ați văzut voi restul cu drumul, cu Bratislava și așa mai departe. Astea voi le vedeți înainte. Na. Cam atâta o să fie, dragilor, cu acest vlog. Eu mă opresc aici. Sper să reușesc să fac un car vlog în acest weekend cu Fordul, deoarece mi s-a hars alternatorul la Audi și Audi este în service. Chestia asta s-a întâmplat aseară, pur și simplu mergeam frumos pe drum, chiar lângă casa mea, dintr-o dată mi s-au stins luminile, mi-a apărut semnul de la ABS SP că s-a dus, că e eroare, că nu mai merge, s-a închis tot, motorul încă mergea. Am reușit să ajung până în garaj cu energia pe care o mai aveam baterie. Am oprit-o și nici că am mai vrut să pornească. Acolo s-a dus. După aia am sunat la ăștia de la asistență, pentru că am asistență gratuită în toată Europa. Au venit, mi-au luat mașina, au dus-o la service, nu a trebuit să plătesc absolut nimic. Mi-au zis că este dus alternatorul. Sau, da, alternatorul, nu? Ăla e care încarcă. Cred că dracu să fută. În fine. Mi-au dus mașina la service și astăzi am sunat eu la service acolo și mi-au dat comandă de unul nou. Așa că Audi până luni nu-l vedem. În fine, sper să reușesc să fac ceva cu Fordul. V-am pupat și aveți grijă de voi. Pa, pa!